Ai două telecomenzi, o carte, telefonul, laptopul, poate chiar și tableta, iar televizorul fix în fața ta. Simți nevoia să deții controlul la toate. Supraviețuitorul muncește de dimineață și până a doua zi, mult, prost, fără rost. Liderii puternici ei acceptă că sunt vulnerabili. Compania aia a devenit numărul 1 în România. Tendința oamenilor este să-i schimbe pe toți cei din jur ca să se potrivească cu ce avem noi nevoie. Fără să-mi dau seama, distrugeam oamenii din jurul meu. S-au dat peste cap un pic rolurile? În ultima perioadă, se întâmplă ceva cu femeile. Acum vorbim de niște femei care nu suportă bărbații. A fi bărbat în casă și a fi puternic înseamnă a-ți iubi soția, înseamnă a fi conectat la trăirile ei, la sentimentele ei, la nevoile ei. Un bărbat care plânge nu este un fătălău, nu. un sfat celor care probabil acum sunt în derivă. Aș vrea să le spun la oamenii ăștia că... Astăzi vorbim despre efectele multitaskingului sau pe românește, un fel de atenție distributivă ca la școala de șoferi. Creierul nostru nu e construit pentru a se concentra pe mai multe lucruri în același timp. Iată o zi normală la birou. Încerc să scriu un e-mail important, dar sunt distras de întrebările colegilor. Revin la e-mail și încerc să scriu, apoi iarăși un breaking news la televizor îmi distrage iar atenția. Ascult câteva secunde, apoi ok, opresc sonorul și încerc iarăși să scriu. Pe unde oare rămăsesem? Nici măcar n-apuc să scriu. Notificare pe Facebook, mesaj pe WhatsApp, reminder, întâlnire. Uf, greu! Ceva ce în mod normal aș fi făcut în maxim 10 minute mi-a luat mai bine de jumătate de oră. Și știți cum se traduce asta din corporateză? Eficiență în condiții de stres. Wow! E foarte dificil să duci la bun sfârșit două activități în același timp, întrucât creierul nu ia în considerare o a doua sarcină la care este supus decât după ce a rezolvat-o pe prima. Conform altui studiu, Nucleul reticular talamic, partea creierului responsabilă cu concentrarea, acționează ca un întrerupător pentru semnalele senzoriale și transmite cortexului prefrontal, responsabil cu deciziile, căror acțiuni să le acorde atenție. Dar atunci când e supraîncărcat, apar greșelile. Ce înțelegem din asta? Că avem o funcție a creierului responsabilă cu schimbul de atenție. Un buton, deci. În mod normal, nu putem face mai multe lucruri complexe în mod conștient în același timp. Există un mit că prin repetiție se îmbunătățește multitaskingul. E mare păcăleală. Aparent are beneficii, dar totul are un preț. Afectează concentrarea atenției și percepției, afectează capacitatea de învățare, scade performanțele intelectuale și reduce productivitatea și memoria de lungă durată. E ca și cum ai juca tenis cu trei mingi, consideră un psihiatru american. Atenția fragmentată ne dezactivează analiza critică și raționamentul. Să facem un exercițiu împreună. Numără de la 1 la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iar acum spune alfabetul de la A la J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bun. Acum încearcă să spui o cifră, o literă, o cifră, o literă. 1 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 E. Vezi, e mult mai greu. Și e mai mult timp. Iar acum vestea cea mai proastă. Ne crește nivelul de stres resimțit și ne strică starea de spirit. Multitaskingul este abilitatea de a strica mai multe lucruri simultan. Vrei să fii eficient, sănătos și sprint în la minte? Ia-le pe rând. Te aștept să interacționăm. Am plăcerea să-i spun bun venit domnului Petre Nicolae, consultantul celor mai importanți oameni de afaceri din România. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș fi vrut să spun puternici, pentru că sunt oameni puternici, nu doar oameni de afaceri. Corect? Sunt și puternici. Da? Sunt și puternici, da. Ați făcut o carieră din a repara oamenii ocupați? Fără să vreau să fac asta, nu mi-am dorit să fac lucrul acesta. Am trecut printr-o experiență destul de, hai să spunem, neplăcută, și am fost nevoit să devin și expert în reconstrucție și dezvoltare personală, dar nu mi-am dorit sub nicio formă să fac acest lucru. Eu trecând prin trei companii mari, multinaționale, lucrând acolo pe poziții, ocupând poziții foarte importante. După care am avut oportunitatea să lucrez într-o companie românească mare, unde am ocupat la fel o poziție de director general, cu aproape 6.000 de oameni în subordine. Și după ce am terminat, așa, eram într-o situație de nu chiar burnout, dar eram epuizat fizic și psihic. Nici relația cu, cu familia, cu nevasta mea, nu era o relație, să spunem, strâns legată, se răciseră puțin lucrurile, copiii nici ei nu erau într-o zonă de sănătate foarte bună, psihoemoțională. Nu le ofereați suficient timp sau care credeți că a fost cauza? Uh, mai degrabă structura mea emoțională, care regresaseră puțin, se modificaseră, mi se urcase la cap pentru că uh, ceea ce nu v-am spus, pe lângă școli, pe lângă poziții foarte bune, mai eram și antrenor federal de arte marțiale, centură Neagră, 2 de ani, oh. mi se urcaseră puțin la cap și aveam impresia că sunt alfa, beta, gamma, delta, toate la un loc. Și fără să-mi dau seama, distrugeam oamenii din jurul meu. Pentru că aveam o structură uh, mentală foarte puternică și foarte evidentă și foarte proeminentă. În fine, ideea de bază este că în 2005, după ce am plecat din compania despre care vă spuneam, mi-a venit ideea de a deveni coach. Și m-am urcat în avion, am plecat în America și într-o întâlnire, unul la unul cu unul dintre mentorii de acolo, mi-au spus că sunt hopeless. Și la care... O ce să vă spun, megalomanul din mine, omul care le ștea pe toate, dar care avea în spate un suport clar. Aveam două facultăți, un doctorat, un executive MBA la Paris, adică toți oamenii dinaintea mea au investit foarte mult în mine, adică toți cu care am interacționat, și asta mă refer la directorii din companiile multinaționale și chiar și compania românească a investit foarte, foarte mult în mine. În fine, și mi-a sărit imediat Sandra și am zis, tu știi cine sunt eu, măi, amărâtule? Cum să-i spui mie că sunt Cum fără să speranță? Cum să spui tu mie că sunt fără de speranță? Când eu sunt antrenor federal de arte marțiară Centrului Negru de 2 când eu am făcut două facultăți. V-a lovit un eu... orgoliu? Da, bineînțeles. Nu m-a lovit exact acolo unde trebuia să o facă. Și la care omul a spus, dar eu n-am zis că tu nu ești inteligent. Este, este posibil să fii unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care am văzut. Eu n-am zis că tu nu ai avut succes în viață. Eu n-am zis că nu ești capabil să faci absolut orice. Ci ți-am zis că ești fără de speranță. Pentru că pe tot ceea ce pui tu mâna, distrugi. Au tendința oamenii puternici să distrugă în jur sau să-i distrugă pe oamenii din jur? Nu în mod conștient. Dar o asta fac. spun. O fac. Este o diferență mare dintre mentalitate, care mentalitatea se ocupă cu... are legătură cu verbul a face, adică sunt oamenii care au capacitatea să facă absolut orice, deasupra lor este cerul, pentru că au o mentalitate de lider transformațional, dar n-aș vrea să ne ducem în zona de, de, de leadership a unui afaceri, de lider a unui afaceri. Nu, este vorba de leadershipul propriei vieți. Adică cum reușești ca om să-ți conduci viața. Să conduci viața și să te folosești de capabilitățile pe care ți le-a dat natura, pentru că mulți dintre noi nu facem treaba asta. Iar pe de altă parte este vorba de structura emoțională, care are un rol covârșitor în toată povestea asta, și care ne spune că indiferent cât de sus suntem din punct de vedere mental, dacă avem o structură emoțională instabilă sau suntem destructurați din punct de vedere psihoemoțional, nu facem nimic. Și avem foarte multe exemple în lumea asta. L-avem pe Hitler, care avea o structură mentală incredibilă, putea să facă orice, iar structura emoțională era total instabilă. Adică, cum ar fi să poți să construiești orice? dar să nu ai control asupra emoțiilor tale. E, și toate lucrurile astea, bineînțeles, că duc la, de fapt, distrugerea celor din jur, pentru că, de fapt, nu ești conectat psihoemoțional, nu ești afectiv conectat la cei din fața. Adică, cum ar fi să conduci o afacere mare și să spui, dacă eu pot și tu poți, pentru că asta fac oamenii care sunt puternici din punct de vedere mental, și să nu ții cont de faptul că ai în față un om care are blocaje afective, emoționale, care a avut traume din trecut cu părinții și care nu are încredere în forțele proprii, care nu are o identitate clară, el ca om nu știe săra cu cine este, nu știe ce poate face și care a fost abuzat toată viața și vine cineva, Petre Nicolae, și îi spune Dacă eu poți, și tu poți! Nu e așa, lucrurile nu stau așa. Dacă eu pot, pot pentru că sunt diferit față de celălalt, iar dacă eu nu am capacitatea de a mă conecta afectiv, emoțional la celălalt, la trăirile lui, la sentimentele lui, la simțirile lui, la stările lui, înseamnă că, de fapt, nu fac altceva decât un, sunt un Petre Nicolae cu 20.000 de facultăți și care sunt schizoid, rupt de realitate, adică trăiesc în realitatea mea acolo. Și de asta sunt unii oameni care distrug pe ceilalți fără să-și dea seama. Alura asta de om ocupat te face să te simți important? sunt trei structuri mentale din punct de vedere al metodologiei pe care o am eu de reconstrucție și dezvoltare personală. Este o structură mentală care se numește lider al propriei vieți, în care avem capacitatea de a transforma tot în jurul nostru, dar avem nevoie de, și de o structură emoțională puternică care să susțină toate nebuniile astea ale noastre. Doi, este o structură mentală de supraviețuitor. Ce face supraviețuitorul, ca să înțelegeți? Supraviețuitorul muncește de dimineață și până a doua zi, mult, prost, fără rost. Adică, adică se lasă abuzat de către cei din jur. Se lasă abuzat de către angajați, dacă este owner. Se lasă abuzat de către soție sau soț, dacă la fel este în postura, se află în postura de owner. Dar cel mai important lucru cu care trebuie să rămânem din uh, discuția asta este că a munci mult sau te implica mult nu înseamnă că ai și eficacitate personală sau randament personal. Am cunoscut un om care conduce una dintre cele mai mari companii din România în domeniul lui și care se trezea la ora 4 și jumătate, pentru că nu știu în ce filme, în ce cărți din astea de dezvoltare personală a citit el că e bine să te trezești la 4 și jumătate pentru că ai creierul uh, foarte, foarte activ și foarte ok. Dar nimeni nu -ți spune câte ore trebuie să dormi pe, pe, noapte. Adică el adormea la 1 la 2 și se trecea la ora 4 și jumătate. Era distrus psihic. E, e, era destructurat din punct de vedere psihoemoțional. Exact despre asta e vorba. De ce? Pentru că era foarte, să spunem, atacabil la toți factorii din jur. Practic, era, simțea totul cu o intensitate fantastică, foarte mulți factori stresori. Îl enerva soția, copiii, angajații, păsărelele când ciripeau și așa mai departe. Practic, omul a ajuns la niște praguri din astea senzoriale în care nu mai făcea față deloc. O altă tulburare pe care am identificat-o în relația cu el avea tulburare de atenție. Nu putea să-și mențină atenția mai mult de, să spunem, maxim 30 de secunde, un minut. Să, să Se deconecta repede de la aia și spune: a, Petre, da, despre ce spuneai, cum era, cum, ce, sau încerca să citească ceva și nu se putea concentra asupra textului și trebuia să ia textul ăla de 3-4 ori și să-l ducă ca să poată să citească un contract sau ca să poată să citească ceva, orice vrea el să facă, avea nevoie de foarte mult timp. Practic, el își tripla timpul de lucru, pentru că nu se putea concentra. Se cheamă tulburare de concentrare, este extrem de periculoasă, pentru că poți să muncești 8 ore și să nu ai eficacitate nici măcar cât altul în două ore. În fine, dar ceea ce vreau să spun este că avea o tulburare obsesiv-compulsivă legată de compulsia pentru mâncare și el mânca, cum spunem noi așa, într-un limbaj simplu, pe fond nervos. Dar de fapt era o compulsie, erau niște impulsuri pe care nu le consuma și care erau foarte ușor înlocuite de, de mâncare avea și niște complexe foarte, foarte active, în sensul că, având grăsime, o grăsime considerabilă, vizibilă pe burtă, el nu putea nici măcar să se uită la, la burta lui. Și atunci înseamnă că pe toate planurile era dezastru. Asta vreau să vă spun, că un om care este restructurat din punct de vedere psicoemoțional, toate planurile lui, la nivel 360 de grade, sunt disfuncționale. Relația cu soția, uite, vă dau un exemplu, pentru că tot uh, știam absolut uh, uh, toate secretele lui. Uh, un bărbat la vârsta lui trebuia să facă dragoste de două ori pe săptămână, iar el făcea o dată la trei luni de zile. Iar uh, soția, când vrea să se așeze lângă el și când dădea semne că uh, ar vrea să se întâmple acest lucru, începuse să o suspecteze pe soția lui că este bonlavă, că nu e sănătoasă că face presiune asupra lui că numai de asta iarde și atunci soția era foarte îngrijorată, eu cunoscând-o chiar am avut o discuție cu ea în care îmi spune Petre nu știu ce să mai fac pentru că sta acasă doar ca să poată să ne astupe cumva gura așa într-un limbaj simplu, colocvial, că el sta acasă și că este conectat la oameni, dar el nu are nici o legătură cu copiii, nu are legătură cu absolut nimeni, cu părinții care stăteau la... El nu-și vedea părinții decât o dată pe lună și ei stăteau la 100 de metri de casa lui. Adică, despre ce vorbim? În fine... Cum omul, poate un om de genul ăsta să-și recalibreze viața pe toate planurile? Am o metodologie de reconstrucție și dezvoltare personală pentru că eu, Petre Nicolae, am trecut printr-un astfel de proces. Adică, în 2005 eram destructurat din punct de vedere psihoemoțional. Și a trebuit să mă duc undeva în Anglia la un institut care se ocupă cu astfel de oameni, vin oameni din toată lumea, sunt în jur de 2000 de oameni care beneficiază pe an de reconstrucție și timp de 2 ani de zile, o săptămână pe lună, mi-am epuizat toate toți banii, toți și absolut toate resursele pe care le aveam eu atunci. Face reconstrucție și dezvoltare personală pe patru axe. Adică din punct de vedere psihoemoțional, mental, familie și profesional. Oamenii acolo te bagă într-o într mașină de spălat, într-un malaxor, din care în partea cealaltă ești foarte curat. Dar trebuie să ai răbdare 2 ani de zile. Întorcându-mă... 2 ani de zile? Da, 2 ani de zile lucrează în care n-am avut voie să schimb pe nimeni. Știți că tendința oamenilor este să-i schimbe pe toți cei din jur ca să se potrivească cu ce avem noi nevoie. Nimeni nu vrea să se adapteze, vrem să schimbăm pe cei din jur. Și mi s-a interzis, eu vedeam atunci numai tâmpiți, cretini, tâmpi, idioți în jurul meu. Toți erau, toți erau proști, toți mi erau... puțin, că acum, de fapt, ați făcut caracterizarea la majoritatea șoferilor din România. Da, lucrurile nu stau chiar așa. Oamenii de tipul acela, cum am fost eu, cam așa îi văd pe toți din jur. Ca să... Deci nu doar pe cei din trafic. Nu, pe toți. Pe toți. Și mi s-a interzis ca timp de 2 ani de zile să nu mai fac schimbări în jurul meu, ci să mă concentrez doar pe mine. Pe propria schimbare. Exact. Să mă schimb doar eu. Să mă transform doar eu. În fine. Ca atare timp de 2 ani de zile am făcut asta. Ajungând în România mi-am dat seama că nu pot să fac consultanță cu oamenii care nu pot face față provocărilor din viața de zi cu zi. Întâlnesc cu un owner. Primul lucru pe care îl fac vreau să văd dacă este echilibrat din punct de vedere psihoemoțional și dacă are o mentalitate de lider pe care să pot construi. Dacă nu, la reconstrucție cu el, asta fac fără niciun dup. Deci, dumneavoastră, nu ați putea să-i ajutați din punct de vedere al businessului, din punct de vedere al managementului afacerii, până nu-l ajutați pe omul respectiv la nivel personal? Am încercat și, sincer, n-am auzit pe nimeni care să poată. Pentru că aș fi foarte interesat să găsesc niște metode mai simple decât cele pe care le am eu. De ce? Să vă spun și de ce. Pentru că stai de vorbă cu el și are o tulburare, să spunem, obsesională. Ce faci cu el? Ai uh, o tulburare de paranoidism. Ce faci cu el? Nu poate să conțină nimic din ce spui tu, adică nu înțelege nimic și nu poate să se lege de cuvintele, expresiile, uh, acțiunile pe nu care... Nu asimilează nimic. Absolut nimic. Ca atare stai de vorbă cu el și la un moment dat se ridică că trebuie să dea un telefon. Sau pune mâna pe telefon, care o compulsie, și dă un mesaj. Sau spune, iartă-mă Petre, sunt foarte obosit, nu te-am ascultat, nu te-am te pierdut. Ce face în momentul ăla? te-ai factură și pleci de acolo? Păi asta ar, fi să, ar însemna să fiu un om lipsit de moralitate ca om. Ar însemna să nu mi-asum menirea mea pe pământul ăsta. Dumnezeu a fost atât de bun cu mine, încât mi-a dat capacitatea să mă îndrept ca om și atunci vreau ca o parte din ceea ce fac eu să o dau și altora. Revenind, iau un om, îl evaluez, după care fac un plan de reconstrucție și dezvoltare personală pe două axe. Și anume, mă duc pe partea cognitiv-rațională, care înseamnă teste, testare, metodologie în spate, descrierea tuturor activităților, proceselor, metodelor, instrumentelor, mecanismelor. Și fac la oameni planuri extraordinar de raționale, frumoase, complete, minunate, mirobolante, care n-au niciun efect dacă nu mă duc să dezvolt partea afectivă, emoțională Și acolo am cele mai mari probleme. De ce? Vă dau un exemplu. Ca să pot să-l fac pe om să se conecteze cu familia, cu soția, cu copiii, să fie conectat la sentimentele lor, la trăirile la simțirile lor, la nevoile lor, în fine, să fie îngrijorat, că el nu este îngrijorat, e îngrijorat de afaceri nu de copii, de soție, de și așa mai departe, Va trebui ca eu să folosesc o metodă, se cheamă lift up, dar de fapt este o activare a ceva. Ce? A iubirii, pentru că omul și-a dezactivat iubirea, fără să vrea. El nu mai simte îngrijorare, nimic pentru nimeni din jur. Ca să fac mecanismul ăla de lift up, trebuie să stau de vorbă cu omul, în grupuri sau în grupuri, când vreau să ajut mai mulți și să mă ocup de partea psihoemoțională, adică să-i activez identitatea de sine, să știe omul cine este, ce poate să facă, cât poate să facă, să-i dau încredere în forțele proprii, să-i dau autonomia de a face lucrurile și cum minunea ține trei zile, trebuie să le implementăm. Este o perioadă de implementare de șase luni de zile care durează până la un an și după care partea de consolidare. De, de ce? Pentru că omul la cea mai mare la cea mai mică, de fapt, problemă pe care o are din punct de vedere psihoemoțional, el se retrage la zona lui de confort anterioară. Și atunci îi regresează. Îl vezi pe om că regresează în zona în care el înainte se descurca foarte bine. Deci ar trebui să facă un efort ca să Extraordinar. facă un progres. Și vreau să vă spun că nu toți oamenii sunt pregătiți să facă toată treaba asta. Dar, acum, să nu exagerăm, că nu toți au nevoie de reconstrucție și dezvoltare personală. În rolul meu este că din uh, 10 mai sunt 4 care nu au nevoie de reconstrucție și dezvoltare personală și atunci cu oamenii ăia uh, pot, da, da, bineînțeles, adică pot face reorganizarea afacerii, dezvoltarea afacerii, consolidarea afacerii, ei pot avea structură organizatorică complexă cu toate mecanismele de scalare, afacerii, de automatizare și așa mai departe. Adică mă duc pe partea de business, curat. Și... Foarte interesant, noastră, sunteți la bază economist. Corect? Da, sunt doctor în economie. Să lucrați cu sentimente. Un... Adică e paradoxal, pentru că economia înseamnă cifre, ceva rece. Da. Și ați ajuns să lucrați pe partea caldă a persoanei. Da, da. Păi, ownerii uh, de la fosta companie, că mi-a spus să nu folosesc da. numele companiei, uh, niște oameni foarte puternici în România, cea mai mare firmă românească din domeniu, mi-au pus o condiție înainte de a mă face director general. Mi-a spus, nu mă interesează că-ți în certul Petre Nicolae. Ceea ce îmi doresc eu de la tine este să accepti provocarea mea de a merge la o școală tot în Anglia și timp de trei luni de zile vreau să devii consultant în managementul afacerilor. Nu faci treaba asta? Ca de propunerea mea către tine. Nu mă interesează câți bani vrei tu. Pentru că știu că ești profesionist, venisem de la o companie multinațională care se ocupa aproape de același lucru. Adică cea mai mare companie din lume. Unde fusesem director regional pe sud-estul României. Adică... V-a deranjat cumva. Domnule președinte, am două facultăți, am un doctorat, am un executive MBA făcut la Paris. Pentru asta ai venit la mine? De ce vrei să mă învăț uh, altceva? De ce vrei să mă trimiteți la școală? Eu, eu, <laughs> zic pe bune? Mă trimiteți la o școală și mi-a spus Petre Nicolae, eu nu discut cu tine treaba asta. Vreau să te duci, vreau să înveți consultanță, by the book. După care, adică ca la carte, vreau să cumpărăm de acolo o metodologie ca să vedeți cum se leagă lucrurile în viață, vreau să vii din câți angajați aveam noi, că erau la vremea respectivă 11.000 de angajați în firma, 11.600 și ceva. Și mi-a spus așa, aș vrea din tot ceea ce înseamnă managementul meu, care însemnau vreo 600 de oameni, la vremea respectivă, vreau să mi-alegi oamenii potriviți, să mi fie fiecare companie din cadrul grupului, vreau să mă reorganizezi, adică scalarea afacerii, ceea ce numesc unii scalare, de fapt este reorganizarea afacerii, de fapt este vorba despre punerea afacerii pe niște formate foarte profesionale de business, astfel încât să le poți oricând evalua, când vrei tu. Să știi ele dacă... se poată să se multiplice. Exact asta înseamnă, da, dacă să poți să o multiplici o Trebuie afacere, să fie pe o bază curată, solidă, curată, solid. și să știi da. dacă afacerea se află în standard, peste standard sau sub standard. E simplu. Am plecat la școală trei luni de zile, o metodologie ca asta costă cam 580.000 de lire sterline. Adică nu... Cât? 50.000? Nu, sunt 580.000 de euro și 378.000 de lire sterline. Deci pe acolo, at atât a costat atunci, la vremea respectivă. Au făcut o investiție dumneavoastră. Fabuloasă în mine. Am ales 240 de oameni, împreună cu ei, bineînțeles. Am luat toate companiile mari ale grupului, le-am reorganizat și în 2 ani de zile compania aia a devenit numărul 1 în România. Dar nu numai în România. A fost prima companie care și-a văzut competitorul internațional undeva, ca să fiu foarte clar. Vorbeați despre activarea iubirii. Oamenii care sunt în zona asta de business puternici, cumva se simt vulnerabili dacă își păstrează iubirea și atunci trebuie să o reactiveze? Când suntem mici, noi suntem foarte iubitori și foarte buni la suflet. Luați copiii să vedeți cât de daniști sunt. O acțiune, spre exemplu, manifestată de un om bun la suflet, este aceea de a dărui ceva. Iar copiii știți că dau jucăriile din mână. Peste tot la copii. Și mai sunt copii care nu sunt învățați decât numai să primească, nu să dea. Au legătură cu părinții și au legătură în special cu mama, ca să fiu foarte clar cu modul în care mama, să spunem, este dezvoltată din punct de vedere afectiv-emoțional și dacă este dezvoltată matură din punct de vedere afectiv-emoțional, ea poate să dea mai departe maturitatea copilului, poate să îi dezvolte această latură. Dacă ea nu a primit nici iubire și nu este dezvoltată din punct de vedere afectiv-emoțional, va da partea cognitivă, rațională. Fă aia, drege aia, de ce nu faci aia și așa mai departe. Ei bine, și vine copilul acasă plângând că nu mai are o jucărie și la care mama îmi spune te rog să te rog să nu mai dai jucăria din mână. Că uite ce faci. Plânge acum, nu? Să nu mai faci treaba asta. Și copilul înțelege că a da o jucărie, care este un act de bunătate, lui nu-i face bine, îi face rău. Nu știu dacă mă fac înțeles în Și atunci îi dezvoltă Și atunci îi dezactivează. Nu, nu, nu. El spune, a, nu mai am nevoie de iubire. Că uite ce face iubirea, uite ce face bunătatea. A fi bun înseamnă a fi prost. Și atunci ce facem noi? Spunem așa, nu mai avem nevoie de pistonul ăsta, care se numește bunătate, și atunci îl dezactivăm acolo. Dar, pe de altă parte, un tip extrem de cunoscut în psihologie, Carl Rogers, el a spus așa că cine face, desface. Adică, dacă există cineva care a dezactivat iubirea, tot el poate să o activeze. Putem să ne schimbăm o natură cu o altă natură. Asta are legătură tot cu partea cognitivă, că așa se spune, că dacă vrem să scăpăm de un defect, trebuie să o înlocuim cu, cu altceva. Cu ceva bun. Da. Nu știu dacă țineți minte că bătrânii, ei ca să scape de țigări, aveau buzunarul umflat plin, bomboane, pur și simplu, cu bomboane și da, de da, toate. Da. Da, 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 da. Nu este nimic greșit ca un owner care conduce 5.000 de oameni și care are o structură emoțională foarte puternică și o structură mentală puternică să plângă. Un om puternic este vulnerabil. Are vulnerabilitățile lui. Dar numai că sunt niște vulnerabilități permise, niște vulnerabilități admise. Și atunci când știi că lucrezi la lucrul ăla să-l rezolvi, mă uite, nu prea înțeleg așa copilul meu cum este, că el vine la mine, eu încerc să-l schimb, să-i spun ce să facă, dar îmi dau seama că nici el nu prea poate, adică accepti limitele tale ca om. Practic, a fi vulnerabil înseamnă a fi puternic. Nu știu de ce oamenii sau o parte dintre noi au conceptul ăsta înțeles total uh, greșit. Păi ne forțează poate viața. Uh, să ce? Ne dă provocări și atunci înțelegem exact ce spuneați dumneavoastră, că atunci când ești bun, când ești iubitor, când ești generos, ești prost. Uh -huh. e, și asta poate fi explicată foarte simplu, cum că orice capabilitate pe care o avem noi și legăm de bunătate, pe același pe aceeași axă stau două lucruri foarte clare. Bunătatea și răutatea. Foarte important. Dacă noi ne dezactivăm bunătatea, ce credeți că rămâne pe axa aia? Se mărește răutatea. Să mărește răutatea. Omul nu poate să scape niciodată de răutate, pentru că este natura noastră să fim răi. Dar dacă noi mărim bunătatea, răutatea devine mică, nesemnificativă, controlată și când își mai scoate ea așa câte un colț la noi, îi dăm pur și simplu peste gură și și are lo locul ei acolo. Deci să înțeleg că dacă ne propunem intenționat să fim buni, vom scade din răutate. Exact. E pe aceeași axă. Și atunci de ce majoritatea se luptă cu rău? Vă, vă explic de ce. Vă explic de ce. Nu trebuie să luți cu rău, trebuie să luți cu bunătatea. Adică trebuie să lupți cu bunătatea, să o faci să devină atât de importantă în viața ta, să o umfli atât de tare, încât răutatea să devină nesemnificativă sau aproape sau controlabilă mai degrabă. Numai că aș vrea să mă întorc puțin la ideea de care, Sigur. pe care a spus-o și anume că a fi bun, bunătatea dusă la extremă înseamnă prostie. Să vă explic de ce. Pentru că oamenii care sunt buni, de regulă, buni așa în sensul ăsta al omului de rând, ei se lasă abuzați de către cei din jur când te lași abuzat devii vulnerabil dar este o vulnerabilitate nepermisă cu care nu ești în acord care îți produce suferință și, îți produce suferință. și atunci ce trebuie să înțelegem din toată treaba asta că trebuie să înlocuim capacitatea asta a noastră incapacitatea noastră de a ne lăsa abuzați de către ceilalți cu fermitatea, adică bun și ferm. E regulă. E regulă. Ce înseamnă asta? E foarte simplu. Să spui omului într-un mod asertiv: "Iartă-mă, te -o frumos, dar nu mă simt deloc confortabil cu ceea ce faci tu acum cu mine." Nu mă simt confortabil. Fără să urli, modic, fără, fără să, să fără să urli, fără să țipi, atunci când urli, lucrurile stau cu totul altfel. O, o faci pentru că nu poți să controlezi. De fapt fenomen. pierzi echilibru. pierzi Pierzi echilibru, da. Te duci în zona aia de dezechilibru și atunci Ești vulnerabil fără să te exact. dorești. Ești deci vulnerabil? Deci vulnerabilitatea n-ar trebui să doară. Da. Sunt vulnerabil. Să știți că nu există în lumea asta o familie care să fie fericită în sensul exprimat și dorit de noi. Nu există familie care să nu aibă o problemă. Nu există om care să nu aibă drama lui. Nu știu dacă mă fac înțeles. Nu există om pe tera. Nu știu dacă ați văzut pe Facebook, este plin facebook de oameni care sunt fericiți, iubirea vieții mele. Declarațiile de dragoste nu se fac acolo. Ele se fac în liniște. În intimitate. Mergi în intimitate, te duci și femeia să simtă acel lucru. Pe Interesant care... că vezi declarațiile astea pe internet de mare iubire și da. afli peste câteva luni că s-au despărțit. Și da. Zici, păi da, ce s-a întâmplat? Aia că erau întâmplă? Perfecți. Păi nu mai au nicio legătură unii cu alții. Liderii puternici, ei acceptă că sunt vulnerabili. De ce? Eu, Petre Nicolae, sunt un om foarte puternic pentru că am, pentru că fac, pentru că drec, dar uh, sufletul meu plânge pentru că am fiul sau fica care nu sunt atât de satisfăcuți, nu sunt atât de împliniți ca oameni, nu sunt atât de echilibrați. De-aia vă spun că fiecare o mare drama lui. De momentul în care tu accepti Petre Nicolae că ai ceva, o vulnerabilitate la care să lucrezi, adică vulnerabilitatea e permisă și tu nu consideri că este o dramă pentru tine că te-ai dus să-ți faci reconstrucție și dezvoltare personală, că ți-ai distrus ca un nemernic familia fără să-ți dai seama, că habar n-am tot felul de alte lucruri, că faci un dezacord. Sunt niște vulnerabilități permise la care lucrezi ca om. Și asta te face pe tine să devii mai puternic, te face să devii mai conștient de capabilitățile tale vulnerabilitățile alea de care vorbim noi, în general, sunt lucrurile cu care nu, sunt, nu ne mândrim, dar nici nu vrem să aflăm unul și altul. Și atunci le mascăm. Cum? Mihaela, draga mea, pe internet îți declar iubire veșnică. Prostii. Prostii de adormit copii. Cum vedeți femeile puternice? Pentru că lucrați în zona de business și bănuiesc că uh -huh. ați avut de face. Uh -huh. e, acum am să vă spun ce înseamnă în viziunea mea o femeie puternică. Femeile, ele sunt foarte puternice uh, din în, naștere. În esență. În esență. De ce? Ele rezistă la dureri de 10 ori mai mari decât noi, bărbații. Trăiesc mai mult. Trăiesc mai mult. Uh, trăiesc mai mult fac schimbări mult mai ușoare. Uh, doar că, în ultima perioadă, se întâmplă ceva cu femeile și nu aș vrea să spun chiar că pe bună dreptate, pentru că noi, bărbații ne feminizăm așa într-un fel. Iar femeile ce să facă și ele săracele? Trebuie să se androginizeze, că nu au ce să facă altă variantă. Să fie un echilibru. Adică devin, da, devin ele bărbate. Numai că aici aș vrea să vă vorbesc de femei puternice și femei bolnave. Eu când spun că o femeie este amazoană, nu înseamnă că e bolnavă. O amazoană avea un cod al onoare, avea, adică avea niște... Principii foarte sănătoase de trai, frumoase și așa mai departe, Oane, poate uneori războinice, dar grațioase. În fine, vedeți, acum vorbim de niște femei care nu suportă bărbații. Vă dau un exemplu. Trăim într-o lume a bărbaților în care nimeni nu ieșim pe stradă cu mașini și le au cele mai mari mașini ca și mărime. Ok, unul la mână. Doi, când nu pot controla un bărbat, îl jignesc, îl pun în inferioritate. Mie mi se întâmplă, spre exemplu, prin master urile mele să vină cineva și să spună Vezi că ai făcut un dezacord. Știu, zic, lucrez la treaba asta. Vezi că, uite, pantofii tăi sunt de țăran. Îți mulțumesc. O, o să-i schimb. Adică când ele nu pot controla ceva, jignesc, sunt de 10 ori mai răzbunătoare și mai rele decât femei, decât bărbații. Dar am să vă vorbesc de un soi de femeie foarte puternică, și o să vă descriu puterea femeii. În primul rând. Chiar vă rog. Da, 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 e foarte important asta. Uh, o femeie puternică, așa cum ne știm noi bunicile noastre, străbunicile noastre, uh, ele controlau bărbații, dar în schimb soțul ei, bărbatul ei, stătea în capul mesei. Nu știu dacă mă fac înțeles în ce spun. Nimeni nu drăznea să ia locul ăla. Ea avea grijă ca bărbatul ei să stea acolo. Era respectat, nimeni nu drăznea să facă nimic. Adică, practic, femeia era puternică prin înțelepciunea ei, prin capacitatea ei de a influența în bine lucrurile, prin capacitatea ei de a transforma lucrurile din jurul ei. Dar de, 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 de a ține familia împreună. De a ține familia la oaltă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai o carieră de succes. Asta nu înseamnă că nu poți să fii un avocat celebru, nu înseamnă că nu trebuie să ai competențe, nu înseamnă că nu trebuie să ai o afacere extraordinară. Ca femeie. Ca femeie. Dar pe de altă parte, femeia puternică, în viziunea mea, este uh, feminină, grațioasă, rețineți, stilată, elegantă, rafinată. Și toate astea îi dau ei puterea ca atunci când îi spun lui un bărbat, bună dimineața, bună dimineața, stimate domnul, ți-ai făcut treaba, de mâine nu mai lucrezi în companie. Aia înseamnă puterea ei. Sau soțului să-i spună, dragul meu bărbat, eu cred că te-ai deplasat foarte mult de la axa moralității, cred că te-ai deplasat foarte mult de la, vezi că uite, nu mai faci aia, nu mai faci aia, nu mai nu te mai îngrijești, fă treaba asta, omule, că nu e vorba de că mă afectează pe mine, te afectează și pe tine și copiii noștri. Adică o femeie puternică este cea care este fermă, profesionistă, elitistă, nu are nicio legătură cu bărbații. Iubește în aceeași măsură și respectă în aceeași măsură atât bărbații cât și femeile din viața ei. Dar, pe de altă parte, este rafinată, elegantă, stilată. Este, are sex ul ăla pe care ea este ființa supremă pe pământ. Doar ea face copii. Nu cretinii ăștia care tot încearcă acum să facă copii altfel. În fine, femeia este făcătoare de minuni în lumea asta. Dar nu trebuie să se ocupe bărbatul de spălat în casă. Nu trebuie să se ocupe bărbatul de, de dat mâncare la copii, decât numai dacă freascu Dumnezeu, soția este cum? bolnavă sau dacă este angrenată într-o altă parte. Sau da peste cap un pic rolurile în familie? Da. Vedeți, în... am un... Am un program de reconstrucție și dezvoltare personală în care învățăm pe oamenii din sală să-și asume rolul de femeie feminină. Vă dați seama. Nu androgină. Mă are puțin și te lovește cu occipitalul, în occipitalul tău și zărâmă toți dinții din gură. Nu vorbim de o astfel de femeie. Aia e nebună. Este androgină miroase și a țigări, și a transpirației și a tot ce vrei și este pătrată, nu mai are nicio legătură cu feminitatea. Ok. Învățăm pe oameni cum să își revină la rolurile lor de bază în cadrul a familiei. Cum ar fi? Rol de femeie, rol de soție, rol de mamă, rol de copil pentru părinții ei. E, când vorbim despre rolurile astea bărbat, cum trebuie să fie bărbatul, cum trebuie să fie soțul sau bărbatul, bărbat, bărbatul galant, cuceritor, fermecător, tandru, afectiv și să mai și plângă câteodată, pentru că e normal, plânsoare are legătură cu noi. Un bărbat care plânge nu este, iertați-mi, licența un fătălău. Nu, nu. Bărbatul plânge, că e un, este un fenomen normal și firesc. Și băieții plâng câteodată. Da, 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 da. da. Ca, ca atare, ce fac eu este să-i aduc pe oameni la rolurile lor de bază și mai vezi câte o femeie care uh, scuipă în jură și își mai bagă și un, un pui mei în pana mea. Și când mergi la dicționar, nu găsești expresia asta. Stai, stai away, stai cât mai departe de, de mine. Nu interacționez cu astfel de femei, dar nici cu bărbații care se cred mult prea masculini și mult prea potenți și sunt conduși de femei. Apropo, a venit unul la mine, care este făcător de bărbați și nu știu mai ce face el. Păi eu cred că ar trebui să învețe pe bărbați mai întâi de toate ce, este, ce înseamnă aia, echilibru psihoemoțional și ar trebui să le explice bărbaților că a fi bărbat în casă și a fi puternic înseamnă a-ți iubi soția, înseamnă a fi conectat la trăirile ei, la sentimentele ei, la nevoile ei. Nu, iubito, mâine te, treze, te duc la teatru. Și ea spune, iartă-mă. Da, eu nu vreau la teatru, eu vreau doar să stau cu tine jumătate de oră. Cu alte cuvinte, îi pasă mai mult, să-mi fie iertare pentru cuvinte, de fundul lui, decât de femeia aia din față. Adică, despre ce vorbim aici? Pentru că, după părerea mea, noi trebuie să avem fiecare dintre noi rolul de om. Până de să om. facem orice altceva, Până trebuie să, să lucrăm să cu noi. Absolut, orice altceva, trebuie să lucrăm cu noi. Ce sunt eu? bărbat, care sunt rolurile mele? Nu numai rolurile frumoase, ci și rolurile alea în care trebuie să duc multe greutăți în mână, nu știu dacă mă fac. Responsabilitate. Înțeles. Păi e responsabilitatea de face să fii matur afectiv emoțional și nenorocirile din viață. Un concept extraordinar care nu e deloc înțeles de oameni și la care ar trebui să ne întoarcem cu toții este bunul simț. V-ați gândit vreodată la bunul simț? Noi credem că bunul simț are legătură cu educația? Nu. Ce înseamnă a simți? Ne legăm de o etimologie simplă a cuvântului. Bun, simți. Bun e ceva care face bine, corect? Nu? Și simțire Definire înseamnă ca și bine. A... a simți Cu celălalt. celălalt. Da. A simți ce să simți. Trăirile, sentimentele lui, gândurile lui, dorințele lui să fi conectat la el. Empatie. Când noi oamenii. Empatie. Când noi oamenii nu suntem conectați la ceilalți, suntem nesimțiți. Ce înseamnă nesimțiți? fără simțuri. Ne simțit fără simțuri. Fără simț de ce? Că le-am dezactivat de ce? Pentru că noi credem că a avea bun simț este o mare vulnerabilitate pentru noi. Și atunci bun simț înseamnă că suntem conectați la aia din jur. Nu are legătură cu câte școli ai făcut, câte facultăți și câte doctorate ai. Nici vorbă. Sunt oameni, credeți-mă, care au doctorate și au foarte multe școli și care nu mai au bun simț. Și cineva spune că bunul simț se învață de acasă. Bunul simț poate să te învețe, te pot învăța părinții tăi orice, dar tu ți-l pierzi pe parcurs pentru că te lași călcat în picioare de lumea din jurul tău. Adică ecosistemul din care tu faci parte, oamenii, te învață pe tine că tu nu mai ai voie să fii conectat la ceilalți. Adică ce înseamnă conectat? Să nu-ți mai peste de nimeni. E adevărat că noi suntem rezultatul celor cinci oameni care sunt în jurul nostru, mai mereu? Sunt și eu de acord cu conceptul că ăsta. Există un concept? Sunt, da, sunt și eu de acord cu asta. că de cine te înconjori, până la urmă devii acolo suma lor, ceva de genul ăla. Adică ești în media lor, că n-ai cum să fii altfel. E, este foarte greu să. Eu am, am un prieten din copilărie. Și, Doamne Dumnezeule, cât de mult înseamnă omul ăla pentru mine. Pentru că. În prima facultate, prima facultate pe care am făcut-o, părinții lui mi-au dat mâncare efectivă. Adică eram atât de sărac încât nu aveam bani în mâncare. Eram căsătorit cu nevasta mea și nu, nu aveam cum să mă întrețin acolo. Și părinții au ținut foarte mult la mine și mi-au dat mâncare. E, atât de mult îl iubesc pe omul ăsta, încă îl iubesc, țin la el ca și om, dar el s-a dus către cu totul o altă latură. Adică este un om foarte pesimist, negativist și toate încercările mele de a-l ajuta au fost sortite eșecului. Uh, pentru că știți că nimeni nu e profet în țara lui. Adică nu pot să-mi ajut Așa. familia, copii, decât numai dacă am noroc și prietenii. Și atunci pentru că mi-am dat seama că omul ăla uh, mă trăgea în jos, dar am să vă spun de ce mă trăgea în jos. Pentru că vor fi, cum ai, Petre Nicolae, tu care ești atât de puternic, te trag oamenii în jos? Păi te trag în jos dacă ai o legătură afectivă cu ei. Altfel nu. Altfel nu. Pentru partea, că nu te lași. Partea cognitivă, ea spune, nu trebuie să stau lângă asta, Dar partea afectivă spune că trebuie să mai încerc, trebuie să-l salvez, trebuie să fac ceva pentru el, îi datorez și așa mai departe. Cu alte cuvinte, când am observat cât de periculos este el pentru mine, pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru că ne, ne întâlneam mereu. Am zis... Stai o perioadă, stai puțin departe de mine și de familia mea și de toată lumea, dar nu pentru că îl urăsc, că și nu am sentimentul ăsta. Ci pentru că mi-am dat, mi dat seama că încetul cu încetul, stând lângă el, se petrec acolo niște transferuri. Devit toxic în momentul în care stai lângă oameni toxici. Da, 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 da. Și atunci nu l-am înlăturat pe el ca să-l pedepsesc, ci m-am gândit la mine. Că trebuie să. Vă să mă detașez puțin de, de da. el. Până când? Până când voi fi capabil să mă conectez din nou cu el. Nu știu dacă mă fac înțeles. Da, da, da sigur. Da. În, în final, un sfat celor care probabil acum sunt în derivă. Se uh -huh. simt în derivă. Sau familiile lor îi simt că sunt în derivă și poate nu-și dau seama. Ce sfat ați da acestor oameni ca să își reconstruiască viața? Uh -huh. Că despre asta am discutat, de fapt. Da. În primul rând, i-aș îndemna pe toți să nu dispere. Dacă acum 100 de ani nu existau metodologii, metode, instrumente de reconstrucție, de dezvoltare personală, ă, acum există. Și să nu fie dezamăgiți dacă merg la un psihoterapeut care ăla, la rândul lui, nu și-a terminat el dezvoltarea personală. Nu știu dacă mă fac înțeles în ce spun. Pentru că este doar un pas un eșec, așa, din tot lanțul ăsta. Știți cum este? Uneori viața ne încearcă. Noi o dăm pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne încearcă, că ne pune încercări, că nu. Viața, așa este ea. Ea este făcută din provocări. Viața, de dimineață, de cât ne trezim și până seara, este făcută din provocări. Unele provocări frumoase, altele provocări mai urâte. Pun dar nu sunt și o școală aceste provocări? Nu ne construiesc într-un fel ca om? Păi asta vreau să vă spun. Ar trebui să învățăm, că din ele. eu, Petre Nicolae, ca să pot să-mi provoc evoluția mea personală, doamne, eu am, sunt un fiu de țăran. Am trăit într-o într familie unde dezacordurile erau acolo, acasă. Unde, uh, în schimb, maicul mi-a să nu fur mamă, să nu uh, lovești oamenii mamă, să te porți frumos cu oamenii. Cu alte cuvinte, uh, vedeți, oamenilor le este rușine cu ceea ce sunt, cu ceea ce apropo de vulnerabilități. Și atunci, mulți dintre noi, nu îndrăsnim să ne ducem la un psihoterapeut pentru că devenim vulnerabili în relația cu ceilalți. Cred despre noi că suntem nebuni, dar să știți că la psihoterapeut se duc oamenii sănătoși. Nu se mai duc nebunii. Nebunii îi trimit pe ea sănătoși. Du-te tu, că tu ești nesănătos. Ca să înțelegem, unul la mână, doi. Aș vrea să le spun la oamenii ăștia că până să ajungă la cel cu adevărat care ajută, să accepte ideea că trebuie să fie înșelați de tot felul de schemări. Schemări sau șarlatani, cum spunem noi sau într-un limbaj așa grotesc, se pari. Chiar dacă un om a terminat facultatea de psihologie, nu înseamnă că el este capabil să poată să transforme omul din jur. Sunt tot felul de fenomene, transfer, contra-transfer, adică stai de vorbă cu omul ăla și îți activezi tu ca și psiholog care nu te-ai dezvoltat atât de bine, niște traume din trecut și nu mai poți să-l ajuți pe ăla. Și atunci te afectează pe tine. Și te afectează, adică procesul nu. el nu mai se stopează acolo. Am întâlnit astfel de lucruri. Deci să nu, renunțe, să nu renunțe, să aibă răbdare, să aibă încredere în ei și să caute omul potrivit care să-i ajute să poată să se bucure de viață. Pentru că nu fericirea, în stadiul în care acum există pe tera, există la oamenii care, să spunem, fac parte din acea categorie de 0,001%. Oh. În rest, vrem să avem împăcare, vrem să avem pace, vrem să avem liniște, vrem să ne bucurăm de viață. Hai să numim tot complexul ăsta fericire. Și atunci, fericirea e posibilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, dar cel mai mult vă mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit, pentru încurajare și pentru faptul că ceva acolo, în mintea celor care ne-au ne ascultat, se schimbă. Da, vă mulțumesc și eu să aibă încredere în viață. În viață. <laughs> da, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas până la final. Mulțumim și Concelex pentru acest studiu. Dragi prieteni, vă aștept să interacționăm. Numai bine!